Hola! Bună dimineața! Hola! Astăzi am ieșit și noi afară din casă după două zile, deci a fost două zile în care noi nu am ieșit din apartament pentru că căldura aici, căldura aici, a fost ceva oribil, adică ieșeai afară pe terasă și îți dădea pe telefon mesaj de la, s-a supraîncălzit telefonul. Și aia cheful de tot. Da, foarte cald a fost, astăzi mi-am luat echipament de turist direct, șapcă, maieu și pantaloni scurți și slabi. Și mergem la plajă, mergem pe plaja naufragiaților, așa ar fi tradusă. Sunt foarte multe plaje aici cu nume ciudate, plaja Călugărului sau cum e cealaltă, Plaia del Cura, sunt o grămadă. Am decis să mergem la asta, nu mă întrebați de ce. Pur și simplu am zis, bă, n-am văzut-o, hai să mergem acolo, merge și voi și vedem ce facem astăzi. În principiu GPS-ul ne arată drumul pe acolo, dar am văzut o bătrânei că o iau pe ei și bănuiesc că e o scurtătură, așa că mergem după ei. Poate ajungem la ăla unde se dau pensiile. Și curalul, nu mă mai înțeleg, mă oprește din 10 în 10 metri să facă poze, experimentează, ea e pe treaba ei. Nu opream să le prea bine, asta dar mă descurc. Și Osmo-ul l-am pus pe manual pentru că pe auto am văzut în ultimele vlog-uri că a fost ceva probleme cu culorile și cu exposure, așa că l-am pus pe manual cu filtrul ND, vedem cum se descurcă. Și se pare că da, era o scurtătură, mamă câți oameni sunt aici, se vede că e duminică. Da, astăzi e duminică. Și noi o să mergem undeva mai încolo, spre finalul plajei. Arată foarte bine Torrevieja, îmi place că e liniște, e curat. Dar căldura asta e mortală, deci cred că nici în Bali, nici în Thailanda, nicăieri n-am simțit așa căldură precum aici. Uitați-vă și voi. Și tocmai am auzit pe unul din băieții care stau aici la intrare și controlează intrarea că cealaltă plajă, plaja Călugărului, Plaia del Cura, astăzi s-a închis pe la ora 10 pentru că era full, adică aforo completo. Au mers atâția oameni azi de au fost obligați să o închide, adică cei care au ajuns de dimineață sunt pe plajă, cine a vrut să meargă după ora 10 nu a mai putut intra. Noroc că nu am ales aia. Aia e plaja pe care a zis-o în vlogul anterior. Da, din ce mi-a spus oamenii, așa e și în Anglia și în România. Mama mea. Da, asta e unde vreau să ajung eu, nu aia. Aia era alta. M-am încurcat, sunt multe. Asta tot e. Tot plină e și asta. Bine, a fost de acolo până aici și am mers 3 minute. Numai că, vedeți, asta nu se vede de aici, are valuri, dar asta de aici e ca un lac, e super stătută apă, așa, nu, deci oamenii se iau ca într-un lăculeț, așa. Nu era niciun val, nimic, zero. Nu știu dacă e pentru că era încercuită de pietre acolo și de bărci. Asta e unde vreau eu să vin. Playa de los naufragos, plaja naufragiaților. Așa sunt eu, naufragiat în Spania, după pașaporte. Deci de pe toată plaja, știți că e fază cu pătrățelele astea. Ăsta e singurul, liber. Unul singur. Și uitați deja cât am mers. Intrarea e acolo. E singurul liber, deci nu ai alt loc. Din păcate am uitat că nu se închiriază, nu se vând umbrele și din astea. Fiecare a venit cu ele de acasă. Și îți dai seama că stai să te prăjești mult, nu merge. Uitați, oameni sunt în apă, valuri nu prea sunt. Răluca vânează pătrățele. Pune-te acolo, mamă, da. Am venit la plajă să joc Tetris. Valurile sunt mici. Multă lume în apă, zici că e piscină. Da, mi se pare ireal. Deși respectă distanța cu chestiile alea. Unde vedeți mulți oameni sunt o familie. Dar foarte, foarte safe nu pare oricum, zic eu. Tatăl meu m-am baricadat. Arș, 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 arș. Deci da. Fără dar și poate suntem proștii plăi. N-avem apă, n-avem, toți au mâncare la ei, scaune, uite pe ăștia au cort. Toată lumea are ceva, noi suntem proștii plăi. Noi avem două prosoape. Și două camere. Două camere, o cremă. De țânțari, nu-și măcar de soare. Și atât și atât. Suntem proștii satului. Hai să vedem cum e apa. Sper că nu e bocnă. E bine că e nisip, nu sunt pietre. Da, ați văzut-o, am plecat. E vara afară, iarna în apă. La revedere. Se
pare că cu timpul ajungi la o vârstă în care nu mai poți stai la plajă cum să te ai înainte, te duci, te pui, te bronzezi. M-am pus 2 minute. Alu e pe acolo, prin spate, departe. Și acum mă duc pe jos, așa, fără tricou, cu mască și cu șapcă, să-mi cumpăr o bere, că nu mai pot. Bine, i-am zis ei că mă duc să cumpăr apă. Dar pe acolo, undeva, e un magazin. Acolo e. Mamă, și cum ar fi acum să nu mă las să intru pentru că n-am tricou pe mine? Nu e prima oară când pățesc asta. Dar eu, după ce am mers atâta, că eu în principiu m-am gândit să mă duc la barul ăla de acolo, dar mi-au zis ăștia de lucrează pe plajă că n-are rost să vin aici, că la bar e foarte scump. Fii ceva să fi mers atâta să nu mă las să intru. Pentru că am cu mine corpul ăsta sexy. Vreau să desată și numai tău, mi-am luat o bere aici și mi-a zis apă ea de aici, are farfurie cu brânză aici peste apă. 4,80 am dat și am luat 2 sticle de apă, o bere și 2 empanadile din astea de pui. Ce frumos avea, doamne, acolo, apă, plată în frigider și farfurie de brânză. Am mâncat și l-am pus acolo. Ce dorm era. Și a venit ora mesei. Ia uitați. Păi, ăștia, zici că-s robot, sunt programați. Gata, ne-am prăjit destul. Suficient? Da. Stat mai bine de o oră jumătate. Bine. E aproape 3 fără 20 ceva, deci nu știu, uitați acum. Deci nu mai e nimeni, ăștia sunt programați să mănânce, frate. Deci când bate foamea în ei, nu te joci cu ăștia. Și noi mai avem aici cam... Astăzi e duminică, joi trebuie să plecăm spre Ciudad Real să depunem actele pentru pașapoarte, numai că planurile noastre se cam complică puțin. Intenția noastră era să mergem în Grecia. Dar nu putem, pentru că odată ce am venit în Spania, nu ne dau voie în Grecia să stăm în Grecia. Da, dacă ai călcat în Spania, nu intri în Grecia. Deci ar trebui cumva, când ne vin pașapoartele, ceea ce va dura vreo 3 săptămâni, cred, să zburăm în altă țară și de acolo în Grecia, dacă vrem să mergem în Grecia până la urmă. E luna viitoare, august, trebuie să ne întâlnim și cu Backpacker Life, pentru că avem asta plănuit de mult. Dacă vă aduceți aminte, sunteți mai veteran pe canal, noi pe 29 mai, lunile trecute, trebuia să plecăm cu el în Canada. Din cauza coronavirus nu s-a mai întâmplat asta și avem pending o întâlnire. Trebuie să mă întâlnesc cu el luna viitoare. Nu știu unde ne vom întâlni. Spuneți-ne și voi ce țări știți că sunt deschise și merită vizitate, pentru că sunt foarte multe, găsisem, vreau să mergem în Ucraina, în Ucraina nu se poate intra, în Grecia noi de aici direct nu putem merge. Ajutați-ne și voi, dați-ne idei, nu-mi dați idei de Norvegia, Elveția, țări din astea unde n-am bani să cumpăr mai mult de un pahar de apă și să luăm o decizie. Ai văzut ceva? Asta, că nu e așa ușor să spui o țară, a, acolo, trebuie să te uiți să vezi dacă poți să intri, de unde poți să intri. Unde poți să pleci după? Da, sunt mai multe din astea, nu așa doar o țară. Nu mai e atât de simplu precum era înainte. Visul vieții mele a fost să intru pe Skyscanner sau pe orice din asta de căutare, să aleg orice destinație, să-mi iau orice bilet. Am mers câteva luni, acum nu se mai poate. Nu mai e așa simplu. Deci la ora asta, a 3, să te plimbi pe aici, e ca și cum te-ai plimbat prin Sahara, frate. Deci e mortal. Noroc că marți. Marți mergi și luăm mașina. Oh, aer condiționat. Nu, da. În Spania, dacă nu ai mașină, ești mort. Și chiar în drum spre casă găsim El Parque de las Naciones sau Parcul Națiunilor. E unul din emblemele orașului. E plămânul orașului, să spun așa. Cea mai mare zonă verde are 35 de metri pătrați și ar fi fost păcat să-l rată. Cred că auzi zgomot, e plin de găini, rațe, cocoși și e zonă verde, pe undeva încolo sunt și niște fântâni foarte frumoase, flori, e un fel de, bine, e mult spus, dar cum găsești în New York Central Park, unde oamenii vin să se relaxeze, vin cu familia, se întind pe iarbă, așa e și aici, e plămânul orașului și chiar e în drumul spre casa noastră, la jumătate între plajă și, dar ce-ți mă, ce e aici, nebunou, vină încoa, mamă, nebunit cu camera aia. Mamă, cât e de fain și cât mi-e de frică de el. Ia uitați. Păun sau ce e asta, nu? Păun se numește, nu? Mamă, ce tare. Vedeți, avem aici și un lac. Vedeți acolo steagurile. E un loc frumos, e un loc chiar și ținând cont de căldura care e afară, pe aici printre copaci,
chiar te bucuri să te plimbi pe aici puțin, chiar merită. Intrarea complet gratuită, nu trebuie să plătești nimic, bineînțeles. Un nume o ia pe unul ăla și dă cu ea de pe rez, nu se lasă. Stă pe lângă Eli cu camera. Raluco te bate pe unul ăla, de, te bagă în foaie de boală, treci încoace. Răcoare, e atât de răcoare, deci ce fac copacii. Nici aer condiționat, nici nimic copac. Uite ce fain e ăsta verde. Bă, câte păsări de toate culorile. Nu știu dacă îl vedeți, e pe creangă aici. Are exact culoarea copacului. Mă! Asta au copiii, ei fugăresc găinile vreun sfert de oră. O fi criză, dar trebuie să iei găinile de ei să le mănânci. A, uite că-s copiii și acolo, fugăresc alta. Ce proastă ești. A, uite ce prețuri au ăștia la mașini aici. 2350, asta din 2005. 2500 de euro Citroen ăsta care e C3 mi se pare. Și Mercedes ăsta din 99, mâncați-l sufletul tău. 2500 de euro. Câți kilometri are ăsta, mă? 183.000. Nu crede nici el. E inuman. Trebuie ca să facem un duș și de seară mai mergem într-un loc frumos. Și la puțin așa spune lumea că e frumos. Să-l vedem. Doamne Iisuse, Doamne, cât e de cald. Nu știu dacă se apreciază, dar voi vedeți că m-am bronzat cu forma de la maiu. Sunt lucruri care mi se întâmplă doar mie. Nu mai râde! După mai bine 30 de minute de drumeție pe străzi abandonate cu o căldură insuportabilă, ajungem într-un loc unicat în Spania și foarte, foarte protejat. Asta e intrarea către The Pink Lagoon sau Laguna Rosa sau Laguna Roz, deși e un fenomen tot mai greu de captat. E ceva unic în Spania și se datorează unei bacterii care trăiește în apă foarte, foarte sărată. În cazul acestei lagune sunt 350 de grame pe litru de apă. E ceva similar cu Marea Moartă. Nu ai voie să faci baie, e interzis complet, dar e o atracție foarte, foarte importantă din zona asta, pentru că pozele făcute aici, o să vă las eu câteva până ajungem acolo, sunt absolut incredibile. Nu doar că e frumoasă, e și cea mai productivă lagună de pe continent. Din toată Europa, de aici se extrag 800.000 de tone de sare în fiecare an. Da, ați auzit bine? 800.000 de tone de sare, era zic de zahăr. De sare, în fiecare an se extrag de ei, se trimit către Statele Unite și țările nordice. Sperăm să avem noroc, să o găsim așa cum ne-a fost prezentată și recomandată, dar din câte am înțeles, datorită faptului că vine, se amestecă cu apă dulce, care vine de nu știu unde, e din ce în ce mai greu de captat acest fenomen. Ralu era să cadă. Și suntem printre buruieni pe aici. Să vedem. Raluca e pregătită cu camera, ia să te văd. Ești pregătită? Da. Ai grijă că te julești. Mă julesc? Da. Pe Târgu Ocna. Dacă vreodată ajungeți aici, nu veniți cu pantaloni scurți și șlap ca mine, pentru că buruienile astea nu știu ce sunt. Înțeapă și înțeapă bine. M-am julit pe picioare. Te-ai julit. Deși eu de aici încep să observ dacă e aia, că nu e roz astăzi. Și suntem aproape de apus. Uitați cum trebuie să trecem pe aici. Aici e o băltoacă în asta. Și au băgat două scaune, frate, cui? Să-mi scuzați expresia, dar cui a căcat mintea, mă, să pună două scaune aici ca să treci, frate? M-am țipat ceva, Da, hai să vedem. Și nu e pentru că sunt un mare gentleman, e pentru că eu filmez și dacă se întâmplă ceva să fie pe cameră. Vrei să trecem unde dată, rupem scaunele. Trebuie să pui pe lemn acolo. Calculează. Ai, Ralu. Ralu. Acolo nu e, nu? Ai grijă la cameră. Ai. Și ai sărit. Bun, nu. Du-te, vezi dacă e roșu și îmi zici. Serios? Da. Acolo oare nimeni, eu știu că e piatra aia în mijloc. Nu știu, toată lumea trece pe aici. Da, mirosul nu e.
foarte favorabil, e plin de țânțari, e parc natural, e normal, e ora pusului, dar ăștia n-au denghe, stau cu mâna așa și îi provă mușcați, nu știu așa năviți și sunt fricit. Da, și e de toate numai roz, nu. Uitați acolo, alea de sare cât sunt de mari. Da, deci roz nu e. Fata care ești cu noi a zis că i-a mai venit și da, a văzut o roz și acum caută poze pe telefon să-mi arate. Dar se pare că acum nu e. Din păcate. Acolo, pe lângă plante, se vede un pic... Mira, pe Instagram. Pero no se ve en esta foto mucho. Te lo estoy grabando, ¿vale? Pero es rosita. Sí, sí, sí. Es junio. Del 2019. O sea, por más o menos estas fechas. Esta fecha. Yo es que he leído que se ha mezclado con agua dulce. Y por eso ha cambiado. Da, deci nu știm care e factorul care a făcut să nu mai fie așa cum trebuia să fie. Ați văzut, fata ne-a arătat poze, vă las și eu poze să vedeți. E dat, după cum v-am spus înainte, e o bacterie care desprinde acel pigment roz. Ralu zice că a citit nu știu unde, că acum a intrat apă dulce în toată asta și s-a cam stricat. Nu știu, dacă vă uitați pe internet o să găsiți niște poze incredibile. Eu am crezut că sunt toate editate și mi-a arătat fata pe telefonul ei poze care le-a făcut ea chiar în 15 iunie anul trecut, deci chiar aproximativ un an. Sărată e, pentru că e o grămadă de urmele. Dar nu e ce așteptam noi să fie, din păcate. Asta e. Nu vreau să mă pun eu acum să fiu cine știe ce din ăsta care dă speech-uri, dar din câte am observat călătorind și văzând pe alții călătorind, nu știu dacă e vina noastră sau nu, a oamenilor în general, dar din ce în ce mai multe locuri incredibile nu mai sunt incredibile cu timpul și e tot mai greu să le captezi. Păcat. Vedeți, oameni tot vin și la toți le se vede dezamăgirea pe față. E un loc unic, adică nu poți spui, bă, nu e aici și mă duc să-l văd în alt loc. E un loc unic în toată Spania. Mai sunt lagune roz în Mexic, în Brazilia, mi se pare că mai era una, și în Canada. Este la coadă? Pe aici se văd cam rămășițe din ce a fost sau ce ar trebui să fie, că poate, nu știu, poate mâine o fi roz din nou, nu știu ce să zic. Ideea e că nu e azi. Roz doar pantaloni, Raluca-i. Bun, oameni frumoși, înainte să închidem acest vlog din Pink Lagoon, care de fapt nu e pink, probabil pe la momentul postării acestui vlog deja va fi foarte bine cunoscută problema, dar YouTube are probleme și dezabonează oameni fără ca ei să știe. Deci vrem să vă rugăm pe toți să intrați la noi pe canal, să vedeți dacă încă sunteți abonați, dacă sunteți unul dintre afectați, abonați-vă din nou, pe noi ne ajută o grămadă ca cât mai mulți oameni să fie abonați pentru a putea continua cu acest proiect. Astea fiind spuse, până în următorul vlog vorbim pe Instagram, Găști și Ralu, acolo răspunde la toate întrebările și bineînțeles aici jos în comentarii. Și-mi tot fură discursul de sfârșit, așa că nu uitați că vă iubim. Mulțumim. La revedere, ceau!